De vreme că serialul Sacrificiul revine cu un nou sezon. Curând, atât vă putem spune deocamdată, dacă vă întrebați când veți putea urmări întâmplările celor trei familii pe micul ecran. Ceea ce vă putem dezvălui însă este că echipa serialului s-a mărit. Mădălina Belariu, o tânără extrem de talentată care a jucat alături de actori de la Hollywood, s-a alăturat proiectului. Va fi noua iubită a rebelului Amza în Sacrificiul. De deci ce te uitat așa? Nu? Pentru că îmi pare rău. De ce a, îți pare rău? O să-ți povestesc Madalina, eu. Mădălina e foarte frumoasă da, da, și o am foarte... Am avea o parteneră. Dacă... Haideți să vedem atât. Nu, <laughs> Trebuie să găsesc Știu. să fac ceva cu viața mea. O să rămân pe linia de plătire. Cris luase decizia să nu mai continue în, în sezonul 2. A zis că o să apară, va apăra episodic. După câteva zile s-a luat decizia să o cheme pe cea care a și luat castingul de altfel, Madalina Belariu. O actriță foarte bună care nu a jucat deloc în România, nu a jucat niciun serial până acum, în schimb a jucat în foarte multe producții din străinătate. ah nu pot să cred. Wow. Ce -a, spus? Wow. a fost vorbit asta sau. Wow. Nu, nu, noi n-am vorbit nimic, buna. Da, deci, fix ce ziceam, ea este cea care a și luat castingul, ea e mădă. dar ce să mai. Nu mai acum nu mai, trebuie să te la să vorbești cu ea. Mă dă, te rog, stai jos. Eu vorbeam de casting, să știi. La doar 27 de ani, Mădălina Belariu se poate lăuda cu un CV impresionant. A învățat tainele actoriei la Londra, i-a fost parteneră pe platourile de filmare celebrului Jude Law, iar acum se împarte între mai multe proiecte din Marea Britanie, America, Italia și, mai nou, România. It look like a couple of priests. We're not priests. Cum a venit propunerea către tine? Și cum ai primit această propunere? Îmi doream de ceva timp să realizez un proiect și în România, având în vedere că am lucrat mai mult în străinătate. A venit cu o tehnică pe care greu o fac până și actorii mari de la noi. M-a impresionat din prima clipă, m-am bucurat tare mult. Sincer, cred că la casting am avut eu mai mare emoții decât ea. A venit la casting, s-a prezentat, am dat o probă, a fost foarte ok. Ne poți spune câte ceva despre personajul tău? Este o, o persoană care a trecut prin foarte multe, prin foarte multe experiențe de experiențe de viață. Chiar dacă are doar 24 de ani, cred că s-a maturizat puțin mai repede. A fost așa a forțată să se maturizeze. Maria se numește personajul pe care Madelina îl va interpreta. O tânără a cărei viața a fost până acum un amalgam de încercări și de secrete care chiar i-au schimbat destinul. Moartea mamei ei o face să se reîntoarcă în România, chiar în casa familiei Oprea. Madelina se regăsește în Maria? Uh, cu siguranță, da, cu siguranță. Uh... Da, cred că și eu sunt o luptătoare ambițioasă. Uh... Maria este de altfel și foarte iubitoare, se atașează foarte repede, un pic naivă și cred că um, da uh, și eu uh, uh, mă, mă regăsesc în ea într-un fel, într-un personaj. E o parte din mine, practic. Așa l-am construit și cred că asta a văzut doamna Ruxandra la casting inițial. Eu abia așteptăm să vedeți mai multe din sezonul 2. În curând pe Antena 1 vă pupăm și să aveți Pupra. un alt minunat!